De-a lungul ultimilor ani, Google a făcut o serie de pași importanți pentru evoluția proiectului Loon, compania perfecționând un sistem rapid de lansare, testând echipamente radio LTE în locul celor Wi-Fi și reușind să creeze sisteme de control capabile să mențină baloanele în aer pentru o perioadă de 6 luni. Șeful proiectului Google a spus că eficiența producției și lansării baloanelor necesare a crescut semnificativ, ritmul de lucru fiind suficient de rapid pentru ca proiectul Loon să poată deveni o realitate. Producția unui balon a scăzut de la 3-4 zile la numai câteva ore, iar procesul anevoios de lansare, care necesită o zi întreagă, a fost înlocuit de un sistem automatizat cu macarale care poate trimite către straturile înalte ale atmosferei 10 de baloane în fiecare zi. În aceste condiții, compania Google este pregătită pentru lansarea unei flote de mii de baloane, care vor permite furnizarea semnalului LTE în zonele defavorizate care nu dispun de acoperirea terestră. Google a mai anunțat că proiectul Loon are un partener nou prin aportul Agenției Franceze de Studii Spațiale, care va contribui cu expertiza sa în producția și lansarea de baloane. În acest moment, compania Google este angajată într-o serie de teste, în care sunt implicați operatorii Vodafone din Noua Zeelandă, Telstra din Australia și Telefonica din America Latină. Momentul debutului oficial al acestei noi rețele de date se apropie, dar nu pot să vă spun care va fi perioada estimativă pentru activare.